Astăzi a fost ultima zi în care câmpinenii au putut vedea primele 100 de schițe în creion, penițe și lavio ale pictorului Nicolae Grigorescu. Acestea au fost expuse pentru o perioadă de 3 săptămâni la etajul casei căsătorilor, acolo unde a fost amenajat un mini-muzeu. La început, numărul vizitatorilor a fost extrem de mic, însă, în ultimele zile, adresabilitatea a mai crescut. Da, a mai crescut numărul de vizitatori în această, în această săptămână. Aproximativ 250 am avut, foarte multe grupuri de elevi, cu cadre didactice... Am avut, am avut vizitatori. O expoziție cu o valoare culturală foarte mare, și pentru care administrația a dus procese îndelungate. Având în vedere că municipiul Câmpina are aproximativ 33.000 de locuitori, doar 0,75% dintre aceștia au avut curiozitatea de a vedea operele lui Grigorescu. De mâine, aceste schițe nu vor mai putea fi admirate, responsabilii muzeului având sarcina de a le conserva. Aceste schițe vor fi date jos și păstrate în, într-o cameră special amenajată, cu umiditate, cu temperatură propice lor. În acest moment nu a fost anunțată oficial o dată la care vor fi expuse și restul de 102 schițe în creion, peiniță și laviu ale pictorului Nicolae Grigorescu.